Taxonomia lui Bloom este un set de instrumente pe care profesorii și studenții îl pot folosi pentru a-și clasifica și organiza obiectivele învățării. Cea mai populară versiune a sa se bazează pe domeniul cognitiv și pornește de la ideea că învățarea trebuie structurată de la ușor la dificil, în următoarele 6 etape. 1. Amintește-ți. 2. Înțelege. 3. Aplică. 4. Analizează. 5. Evaluează. 6. Creează. La primul nivel trebuie să învățăm să ne amintim. E vorba doar de memorarea și recuperarea mecanică a faptelor, fără o prea mare înțelegere a lor. De exemplu, dacă învățăm despre lămâi, vrem să ne amintim numele, culoarea, dimensiunile și faptul că sunt acre. Odată ce am memorat aceste elemente, care în esență nu au mult sens, putem să trecem la al doilea nivel al învățării. La nivelul al doilea vom învăța să înțelegem. Începem să decodificăm informațiile și învățăm că lămâile sunt galbene atunci când sunt bune de mâncat și că dacă mușcăm din ele, sunt într-adevăr super acre. Mai înțelegem și că lămâilor le place soarele și că ele conțin o mulțime de vitamina C, un foarte bun antioxidant natural, care ne ajută să rămânem sănătoși. Acum că înțelegem cu adevărat lămâile, putem lucra cu ele. La nivelul al treilea vom aplica ceea ce știm. Am înțeles că deși lămâile sunt acre, ele sunt și o sursă foarte importantă de vitamina C. Pentru a aplica aceste cunoștințe într-un mod folositor, am putea fierbe o lămâie în apă fierbinte și am putea să adăugăm niște miere. După aceea am putea oferi această lămâie fierbinte surorii noastre care e bolnavă și care are nevoie de tratament. La al patrulea nivel învățăm să analizăm. Aceasta implică examinarea și desfacerea informațiilor pe care le avem în elemente componente, determinând cum se leagă între ele diferitele părți și căutând dovezi care să susțină o generalizare. Studiem pulpa de lămâie, îi examinăm coaja și ne uităm la concentrațiile de vitamine. Tragem astfel concluzia că putem mânca toată pulpa lămâii, dar coaja are un gust amar și conține urme de pesticide toxice. Aceasta nu trebuie consumată. Acum suntem pregătiți să evaluăm, analizăm, criticăm și comparăm. Pentru a evalua lămâia noastră ca o bună sursă de vitamine, o comparăm cu altele, cum ar fi portocalele sau suplimentele alimentare. Ne uităm la următoarele proprietăți: concentrație de vitamine, cost, gust și deșeuri de la ambalare. Dacă ne evaluăm ideile critic și fără părtinire, vom afla unde au lămâile scoruri mai mari și unde au celelalte scoruri mai bune. Acum, după ce am învățat, înțeles, aplicat, analizat și evaluat, suntem pregătiți să creăm. Înțelegând cu adevărat acum lămâile, chiar și în comparație cu alte lucruri similare, putem formula un plan pentru a crea propria noastră limonadă naturală. Acum ne va fi ușor să inventăm un design drăguț pentru un magazin și să găsim un nume bun și un slogan bun, gustos, sănătos și natural. Taxonomia lui Bloom a fost creată în 1946 de psihologul american Benjamin Bloom. Versiunea revizuită din 2001, pe care tocmai v-am prezentat-o, este suportul pentru multe filozofii de învățare, în special pentru acelea care vizează învățarea anumitor abilități specifice. Fiecare nivel vine cu un obiectiv de învățare clar, care poate fi apoi testat. Criticii acestei taxonomii ridică adesea problema existenței unei legături secvențiale, ierarhice, între aceste niveluri. Voi ce părere aveți? Împărtășiți-ne opinia voastră în secțiunea de comentarii de mai jos!